Bună ziua, bine ați venit la prima ediție a emisiunilor electorale ale Libertății dedicate campaniei locale. De la început vă comunicăm că este vorba despre o emisiune electorală comercială, în sensul în care USR a decis cine este invitatul nostru de astăzi și că acest interviu va avea loc, însă întrebările nu au fost convenite în avans nici cu invitatul de astăzi, nici cu echipa sa de campanie. De altfel, cred că candidatul este pregătit pentru întrebări incomode, așa cum și campania electorală va fi una deloc confortabilă. Domnule Dominic Samuel Fritz, bine ați venit la noi! Mă bucur să fiu aici și abia aștept toate întrebările, posibile și imposibile. Candidați la o primărie foarte grea, primăria Timișoarei. Ce anume vă recomandă pentru administrația locală? De ce ați luat decizia de a candida? Cred că Timișoara este un oraș cu un potențial enorm și, din păcate, vedem în ultimii ani că acest potențial nu este împlinit, pentru că avem o administrație rămasă în urmă, avem o administrație care a reușit ca limitele lui, limitele primarului, au devenit limitele orașului. Și eu sunt un om care are experiență în administrație, am lucrat peste 10 ani în administrație publică germană, în ultimii ani ca șef de cabinet pentru un fost președinte al Germaniei, deci sunt foarte obișnuit cu seriozitate și corectitudine și cred că exact asta este și un stil pe care trebuie să-l aducem în administrația locală în Timișoara, pentru că un lucru este foarte clar. Nu putem să avem o calitate a vieții pentru cetățeni la standarde europene dacă nu avem și o administrație la standarde europene. Aveți o campanie online care a devenit în scurtă vreme virală. În ce măsură credeți că voturile virtuale se pot transforma și în voturi reale? Pentru că obiceiul nu este același. Oamenii sunt mult mai activi în online decât în offline. În primul rând, campania noastră online reflectă doar campania noastră offline. Eu am început deja acum un an, după ce am fost nominalizat de către colegii din USR, candidatul la primărie, am început să iau cartierele Timișoarei la pas, să merg în iarnă și la ploaie și în ploaie, să merg în cartiere, să vorbesc cu oamenii, să facem un inventar al problemelor, dar și al ideilor. Și pentru mine foarte, foarte important e nu doar pentru campania asta, ci și pentru modul de a guverna, este de a aduce din nou actul politic și actul administrativ aproape de oameni. Și asta nu e doar un slogan, pentru mine asta e chiar de ce m-am băgat în toată lupta asta. Deci campania noastră este cât se poate de aproape de viața reală a oamenilor, dar bineînțeles că într-o situație în care pandemia ne limitează destul de mult în ceea ce putem face, ne folosim foarte puternic de mijloace de comunicare online. Și mă bucur pentru că acolo, de fapt, putem experimenta cu foarte multe abordări de deschidere, de transparență, de comunicare reciprocă și nu ierarhică, unde politicianul spune și ceilalți ascultă, ci de fapt unde și omul politic are urechi mari și ascultă. Pentru aceste chestii, tehnologia ne ajută. Asta vrem să aducem și în administrație, o administrație digitală. De aia nu cred că trebuie să privim cumva o campanie online cu dispreț sau cu altceva, ci este o complementaritate aici între strada și online și de fapt reflectă doar felul în care vom guverna. Sub nicio formă nu e vorba de dispreț, doar că oamenii sunt ceva mai curajoși în online, trebuie să recunoașteți. Dacă îmi permiteți, aș vrea să citez ceva din dumneavoastră. Sunt german ca naștere, m-am născut în Germania, în zona sud, Pădurea Neagră, de unde izvorăște Dunărea, care se varsă mare în România. Poate de aici o legătură pe care am făcut-o. M-am născut din părinți germani, am crescut cu limba germană, de multe ori s-a presupus că bunicii sau părinții au origini din România, dar nu e cazul. Viața mea m-a făcut să mă simt mai degrabă european, partea unei regiuni europene, iar drumul la studii și tot restul m-au transformat într-un european, așa cum devin acum timișorean. Care este totuși legătura dumneavoastră cu România? Cum de vorbiți română atât de bine? Da, într-adevăr. Eu la 19 ani am venit pentru prima oară în România. Am venit în Timișoara, tocmai terminasem liceu în Germania și voiam să văd lumea, să învăț ceva nou și să învăț ceva
acolo unde în mod normal poate nu aș avea acces pentru că este vorba de oameni mai puțin avantajați ca mine și mai puțin privilegiați ca mine. Și așa am decis să lucrez, să fac un an de voluntariat și am lucrat un an, timp de un an la o casă de copii în Timișoara. Și bineînțeles că am ajuns acolo fără să știu niciun cuvânt pe limba română, ceau, ce mai faci, chestii din astea, dar na, copiii nu m-au luat foarte mult în serios cum mă bâlbâiam eu acolo și atunci a trebuit să învăț română. Și cum acest proces de a învăța limba română și de a descoperi o nouă lume împreună cu o nouă limbă a fost pentru mine ceva ce mi-a schimbat viața, ce mi-a deschis o nouă perspectivă. M-am îndrăgostit iremediabil atunci de Timișoara, de toată atmosfera asta multiculturală. Am auzit nu doar română, ci și maghiară și chiar germană, adică multe cuvinte din limba mea și le-am descoperit la 1500 de kilometri de casa de unde am crescut. Deci am fost foarte, foarte fascinat și am rămas fascinat până în ziua de azi, 16 ani mai târziu. Bineînțeles că am tot revenit în Timișoara, am fondat o asociație acolo, am construit multe proiecte culturale, sociale, de la proteste încoace m-am și implicat politic. Deci Timișoara mi-a devenit o casă și într-adevăr aș spune că sunt timișorean 100%, chiar dacă poate m-am născut altundeva. Însă traseul dumneavoastră profesional v-ar fi recomandat mai degrabă să candidați în Germania decât în România. De ce ați ales să veniți totuși aici? Eu nu sunt de acord cu premiza acestei întrebări. Eu, în primul rând, mă înțeleg ca un european și această posibilitate de a candida într-o altă țară din Uniunea Europeană unde nu te-ai născut, până la urmă este o manifestare a realității europene unde 5 milioane de români lucrează altundeva în Europa, unii chiar și în funcții politice. Avem în Germania un orășel în estul Germaniei care este condus de un primar din București, Octavian Ursu, orașul Görlitz. Deci asta este o realitate europeană. Deci ideea că eu ar trebui să mă limitez cumva la Germania nu-mi surâde și pentru mine niciodată nu a fost ideea să devin primar undeva și să-mi caut un oraș unde aș putea să devin primar, ci mai degrabă pentru mine întotdeauna de 16 ani a fost ce pot să fac pentru Timișoara și acum a venit momentul în care eu cred că în funcția de primar pot să contribui ce mai bine la dezvoltarea Timișoarei. Dar cu toate acestea trebuie să fiți pregătiți ca să auziți din gura opozanților dumneavoastră, uite, el e neamțul, așa cum s-a întâmplat, știm prea bine, și cu Klaus Iohannis. A fost folosit discursul ăsta, tipul acesta de discurs naționalist, de foarte multe ori. Cum îl combateți? Bineînțeles. Eu cred că întotdeauna o să fie oameni pentru care culoarea pașaportului meu sau locul unde m-am născut este criteriul cel mai important și ei au destui români în această cursă din care să aleagă. Asta e frumusețea democrației, deci nu aștept ca cineva să voteze cu mine care zice că faptul că eu sunt neamț este un criteriu de excludere pentru el. Dar experiența mea în această campanie este altă. În primul rând, sunt foarte, foarte mulți timișoreni care zic nu mă interesează dacă ești neamț sau român, pe mine mă interesează dacă poți să faci ceva pentru acest oraș și dacă ai dovedit că ai făcut ceva pentru acest oraș. Și eu în ultimii 16 ani am dovedit cât de mult țin la Timișoara și în cariera mea profesională am dovedit că știu să lucrez cu seriozitate în administrația publică. Și mi se pare că pentru timișorenii important este cine ar putea să ducă orașul nostru spre viitor și nu neapărat cine are ce pașaport. Și în al doilea rând, bineînțeles că Timișoara este un oraș unde în primii 100 de ani a avut primar nemți. Pozele pe care le vedem în spatele nostru, multe clădiri au fost făcute de nemți și este un oraș care respiră o multiculturalitate, care respiră un trecut în care și unguri, și sârbi, și români, și germani au construit ceva împreună și Timișoara pentru mine e orașul
european per se, un oraș care respiră acest spirit european cu mult timp înainte să se construiască Uniunea Europeană și de ce nu fix în acest oraș să fie și un primar german. Deci cred că pentru marea majoritate din Timișoara, naționalitatea mea nu este problema cu care se trezesc de dimineața. De ce nu o alianță USR plus PNL în Timișoara? Bineînțeles că eu am fost și sunt deschis pentru orice susținere din partea PNL-ului, dar PNL în Timișoara s-a decis să susțină actualul primar, domnul Robu, care a fost ales în 2012 ca candidat comun PSD-PNL, deci este un copil al USL-ului, așa, din păcate, trebuie să spun, se și comportă și, din păcate, în Timișoara nu au făcut o alegere spre reformă, spre modernitate, ci acolo avem un primar care trăiește în trecut, care gestionează orașul ca și cum ar fi împărăția lui. Și din păcate asta este realitatea și de aia acum timișorenii au două variante foarte, foarte clare. O variantă cu primarul Robu și PNL care și-a arătat limitele lui și o variantă europeană, modernă, profesionistă care va duce orașul spre viitor. De care dintre candidați vă este teamă? Sau mai bine, care credeți că vă va ridica probleme? Nu-mi este teamă de nimic. Cred că fără un anumit curaj și fără o încredere, încredere în primul rând în energia timișorenilor, nu poți intra într-un astfel de luptă. Bineînțeles că iau în serios faptul că am un adversar, domnul Robu, care de ani de zile cu bani publici se folosește pentru a promova propria imagine. Și asta, apropo, se întâmplă, din păcate, în multe orașe în România. Și iau acest adversar în serios. În afară de asta, cred că e foarte, foarte clar că există un singur candidat care poate să-l bată pe domnul Robu și asta sunt eu. Deci cei care vor un nou început pentru Timișoara o să trebuiască să voteze cu mine. Cum vă veți raporta la candidatul Nicolae Robu? Veți duce o campanie de combat sau veți evita atacul direct? Pentru mine e foarte, foarte important să transmit ce idei, ce viziune am eu pentru Timișoara. Pentru că viziunea mea este cu totul o altă viziune decât o are Nicolae Robu, care din ce în ce mai mult se folosește de un discurs naționalist, un discurs pe care îl știm de la domnul Dragnea, un discurs care închide orașul, un discurs care cumva respiră mentalitatea anilor 70-80 și dacă ne uităm la politici publice, asfaltări, borduri, tăiem copacii că stau în calea dezvoltării cu forță. Deci asta este viziunea lui Nicolae Robu și planul meu pentru campanie este să contrastez propria mea viziune cu această viziune. Și propria mea viziune este una verde, una europeană, una care ia în serios cetățenii, una care deschide Timișoara și se folosește de toate legăturile ei internaționale, de tot potențialul ei internațional și din punctul de vedere a turismului. Și cred că e important că într-o campanie să avem aceste viziuni contrastante. Și poate mai pot să adaug încă un lucru. De uneori lumea întreabă de ce critici, de ce vii cu critici la actuala administrație. Și întotdeauna pe mine mă surprinde un pic această întrebare, pentru că cred că baza democrației este că cei în putere să fie criticați și controlați, pentru că altfel își fac de cap și altfel fac ce vor. Și eu nu pot să vin cu soluții pentru oraș dacă nu fac o analiză a problemelor. Pentru că altfel sunt cai verzi pe pereți. Trebuie să încep cu o analiză foarte, foarte clară
de ce nu merge acum, ce nu funcționează acum și doar pe baza acestei analize pot să merg înainte. Și aici vedem foarte clar că avem o administrație total haotică, falimentară, s-a înconjurat din păcate cu niște mediocri, nu mai funcționează nimic în primăria Timișoare și de aia spun și asta spun ca un om care a studiat științe administrative, că trebuie să începem să reformăm administrația și să avem din nou o administrație la standarde europene. Ați menționat despre borduri și poduri și, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să citesc din ceva ce ați spus. Ce valoare are să pun eu o listă în fața timișorelilor și să spun câte pasaje și poduri voi face și apoi să punem, să vedem care are o listă mai lungă. Noi vrem să schimbăm nu jucătorii, vrem să schimbăm regulile jocului. Aceasta este oferta pe care o facem alegătorilor, nu e o listă de promisiuni, e un manifest al valorilor mele. Valori contra borduri, poduri și alte lucruri utilitare. Cum puteți să combateți ce promit ceilalți candidați? Asta a fost ceva ce am spus în februarie când mi-am prezentat viziunea pe termen lung pentru Timișoara, pentru că încă o dată cred că e foarte important să avem o conversație despre direcția pe care ar trebui să o ia un oraș modern. Și noi am început să facem o analiză a promisiunilor electorale trecute ale domnului Robu în 2012 și 2016 și ne-am dat seama că sunt liste foarte frumoase, dar chiar liste cu chestii, nu știu, 20 de terenuri de sport, un stadion, 4 bazine de inod, 5 parcări mari și așa mai departe și ne-am dat seama că lista aia a dispărut cumva după alegeri. Și eu nu vreau să fiu un candidat care vine pur și simplu cu o altă listă de promisiuni fără nicio bază. De aia așa am construit această campanie. Eu am venit cu o viziune să spun foarte clar care este direcția, care sunt prioritățile noastre și pe baza acestei viziuni, bineînțeles, că noi construim proiecte foarte, foarte concrete, dar coerente. De exemplu, am prezentat un plan foarte concret pentru un nou spital municipal. Am prezentat un plan pentru reabilitarea clădirilor istorice. Am prezentat un plan pentru curățenie în oraș. Un plan pentru spațiile verzi și așa mai departe. Dar aici vorbim de proiecte coerente, cu cap, cu coadă, cu o strategie, cu mai multe puncte, cu mai multe pali. Nu vorbim de liste goale, de promisiuni, că eu îți fac 5 poduri și după aia celălalt candidat vine și zic, îți fac 10 poduri, că așa nu mai funcționează în secolul 21. Concret, ce credeți că veți putea schimba real? Dați-mi un calendar, sigur aveți trasate câteva linii. Da. Cred că în primii ani o să trebuiască să punem transportul în comun din nou, să facem din transportul în comun coloana vertebrală a Timișoarei, pentru că acum este, din păcate, la pământ. O să avem un program clar pentru reabilitarea clădirilor istorice. Ne-am propus un fond, Trustul Timișorean pentru Patrimoniu, de 10 milioane de euro în primii 4 ani să reabilităm 50 de clădiri istorice. Timișoara are patrimoniul cel mai bogat în România a clădirilor istorice. O să ne propunem pe partea de spații verzi. Timișoara a fost odată orașul parcurilor, orașul al florilor, să facem o centură verde în jurul orașului, să ridicăm spații verzi ca locuitor de la 16 la 20 de metri pătrați. Deci avem pentru fiecare domeniu niște planuri foarte clare. Prioritățile noastre sunt spații verzi și curățenie în oraș, sunt inovație și creativitate. O să fim și capitala culturală acum în 2023, nu numai în 2021. Mobilitatea urbană, transportul în comun, infrastructură pentru pietoni, pentru biciclete. Și ce mi-e foarte important, Timișoara trebuie să devină din nou un oraș al cartierelor. Pentru că acum avem o administrație care e foarte concentrată pe centrul, pe dezvoltarea centrului,
o administrație foarte centralizată care a pierdut contactul cu cetățenii. Noi vrem să, asta e un concept german de fapt, vreau să numesc în primărie, deci angajați ai primărie, un manager responsabil pentru fiecare cartier, ca să avem în aparatul administrativ oameni care înțeleg exact problemele și soluțiile pentru fiecare cartier, și asta tot gândit ca o strategie să aducem administrația publică mai aproape de oameni. Ați declarat așa: lecția cea mai importantă din viața mea am învățat-o în Timișoara, am lucrat ca voluntar la o casă de copii, cel mai important lucru pe care l-am învățat atunci a fost propria mea neputință. Să accepți că nu le poți schimba pe toate. De ce vorbesc despre neputință într-un discurs politic când politica este despre putere? Mi-am dat seama că acea lecție se aplică și în politică. În februarie 2017 am ieșit în stradă în Berlin și Timișoara și am ținut un discurs încercând să-mi gestionez propria mea furie și neputință. Nu pot schimba că s-a murit la colectiv, că CCR e plin de politruci, nu pot schimba că Donald Trump e președintele SUA, dar hei, îl pot schimba pe primarul Timișoarei. Totuși, nu vă e teamă de neputință în fața unui consiliu local care vă este potrivnic, care este înrădăcinat în tot felul de vechi practici politice? Nu mi este teamă, pentru că eu știu foarte, foarte bine care este puterea timișorenilor. Asta începe cu siguranța și cu încredere pe care o am, că bineînțeles că Alianța USR Plus o să câștige și o majoritate în Consiliul Local, probabil nu o majoritate absolută, dar totuși o să fim forța principală în Consiliul Local. Dar în primul rând, eu știu ce energie, ce creativitate, ce voință și ce potință există în Timișoara, și tocmai asta este o idee foarte, foarte simplă pentru mandatul meu ca primar: să aduc toate aceste capacități înapoi în sistem. Pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani, nu doar în Timișoara, în toată România, am avut în mediul privat niște dezvoltări foarte, foarte pozitive, oameni, antreprenori care se implică. Am avut în societate civilă niște mișcări foarte, foarte puternice, oameni s-au unit. Am avut în cultură, în Timișoara, avem o scenă culturală foarte vie. Dar toate aceste dezvoltări se întâmplă cumva pe plan în afară politicii, și la un moment dat oamenii ăștia se lovesc de sistemul politic. Și aici am zis, aici trebuie de fapt să transformăm neputința noastră, stând în afară primăriei, în putere, și să intrăm de fapt în primărie și să schimbăm sistemul din interior. Dar încă o dată, există atât de mult profesionalism și seriozitate în rândul timișorenilor, la facultate, la universitate, în societate civilă, și toți acești oameni acum sunt excluși de fapt de procesul politic în oraș, și asta pentru mine ca primar este un lucru enorm de important, să aduc toate aceste puteri înapoi în administrație. 2020 este un an plin de provocări. Pandemia COVID-19 ne-a schimbat tuturor viața. Ce ați fi făcut dumneavoastră diferit sau poate în plus față de actuala guvernare? Cred că în primul rând vreau să spun că eu am lucrat cu fostul președinte Köhler, care a fost și la directorul femeiului, care a avut foarte multe crize de gestionat. A fost și președinte când a fost criza financiară în 2007-2008. Deci sunt foarte conștient că într-o criză lucrurile se schimbă foarte rapid, nu ai toate informațiile pe masă, trebuie să iei decizii fragile. Și de aia eu critic cu foarte mare prudență și reținere într-o situație de criză. Dar două lucruri. Unul la mână: felul în care comunici într-o criză este aproape la fel de important ca și deciziile pe care le iei într-o criză. Și aici cred că am văzut un eșec la toate nivelele. Nu s-a comunicat așa cum ar fi trebuit. Oamenii nu au înțeles strategia în spatele deciziilor. De ce
facem lucrurile așa și nu așa. Oamenii nu au înțeles strategia pe termen lung. S-a comunicat noaptea târziu, eu mai știu când s-a ridicat starea de urgență și am trecut la stare de alertă în 15 mai. De fapt, în noaptea respectivă am aflat care o să fie regulile care trebuia să fie aplicate în ziua următoare, fără niciun fel de pregătire. Deci, felul în care se comunică. Și doi la mână, eu chiar mă întreb, totuși, acum am avut așa de mult timp să ne pregătim, era clar în martie, în aprilie, trebuie să cumpărăm timp ca să ne putem pregăti pentru această situație de pandemie și eu mă întreb dacă nu cumva am risipit acest timp și dacă chiar guvernul s-a pregătit atât de bine pentru deschiderea școlilor, pentru gestionarea pandemiei în spitale, unde, de exemplu, tot vedem o anumită lipsă de resurse, chiar dacă doctorii poate sunt mai bine plătiți. Deci, într-un fel, mă întreb dacă acest timp pe care l-am câștigat în perioada stării de urgență am folosit cu istețime. Cum a fost gestionată situația în Timișoara? Cum au funcționat DSP-urile și spitalele în perioada asta? Spitalele, aici chiar nu am niciun reproș, ce puțin spitalul principal al bolilor infecțioase, Victor Babeș, acolo lucrează o echipă superbă și chit că e o poveste foarte interesantă că în 2016 a fost un mic scandal în jurul acestui spital pentru că arată deplorabil și atunci primarul s-a scos și a zis bă, dar nu pot să, e un spital în subordinea primăriei, că nu pot să le fac pe toate și na, îmi pare rău, nu avem bani pentru spital. Și patru ani mai târziu s-a lăudat cu fiecare vindecat și a spus că e spitalul primăriei, ca și cum el personal ar fi vindecat aceste persoane. Dar încă o dată, echipa în spitale, nu am niciun reproș. Pe partea de instituție, vedem și am văzut, acum e un pic mai bine, dar am văzut un haos instituțional acolo unde mai multe instituții trebuie să colaboreze. DSP-ul cu prefectura, cu primăria, unde vedem din nou și din nou că instituțiile publice în România nu sunt în stare, nu au o cultură organizațională de colaborare. Și asta, bineînțeles, că într-o criză ca aceasta e o tragedie mare. Deci colaborarea asta instituțională, pe care, apropo, în Germania am lucrat foarte mult cu instituții diferite, unde e clar că fiecare instituție are sensibilitatea lui, logica lui, cultura ei, sensibilitatea ei, cultura ei organizațională și așa mai departe. Deci, da, nu-i ușor. Dar așa un eșec, cum am văzut în colaborarea intra-instituțională, cum era acum în pandemie, rar am văzut. Deci acolo o să fie mult de muncă. Cum vedeți relația USR plus PNL la nivel național? Este posibilă o colaborare în alegeri sau ar fi doar conjuncturală? Și apoi, ulterior, dacă este posibilă în viziunea noastră o guvernare comună? Acum cred că e important să avem o abordare localizată, pentru că PNL-ul, din păcate, are multe fețe. Vedem peste tot în țară aproape o strategie de racolare a primarilor PSD, care pentru mine acest traseism este cancerul țării, este o cultură sau o incultură politică care ne mănâncă orice încredere în sistemul politic și orice partid care continuă să promoveze acest fel de traseism și care racolează primar dintr-un alt partid, nu e foarte mult de luat în serios, cel puțin nu luat în serios că acest partid chiar vrea o reformă profundă a instituțiilor statului. Deci, acolo, cred că la nivel de locale, trebuie să vedem foarte clar cu ce fel de PNL avem de a face în Timișoara. Avem de a face cu un PNL care are un candidat trimis în judecată pentru abuz în serviciu, care are un candidat care se folosește de un limbaj care nu este demn de primul oraș liber de comunism, un limbaj împotriva presei, un limbaj naționalist și așa mai departe.
În alte orașe avem un PNL respectabil, cu siguranță primarul din Oradea, de exemplu, este un om pe care îl putem respecta cu toții. Da, și la nivel național o să rămână de văzut, bineînțeles că sistemul politic, democrația în România este construită așa că un partid foarte rar poate guverna singur, dar după, din punctul meu de vedere, astea sunt negocieri care ar trebui duse după alegeri și acolo pe o bază foarte, foarte clară de program, de idei și să vedem atunci, avem o putem să dezvoltăm o viziune comună pentru această țară, pentru reforma instituțiilor publice din această țară, pentru că asta e prioritatea zero, cumva reforma statului, și ați citat ceva ce am spus înainte, nu vrem să schimbăm doar jucătorii, vrem să schimbăm regulile jocului și PNL ar trebui să se decidă într-o zi dacă ar vrea să joace după regulile vechi care au adus România acolo unde este sau dacă ar vrea să reinventeze reguli în beneficiul românilor. Cum l-ați caracteriza pe liderul USR, Dan Barna, care de multe ori a fost criticat din interior? Este omul potrivit în momentul ăsta sau v-ați dori o altă locomotivă pentru partid? Dan Barna este liderul ales și reconfirmat de toți membrii USR și cred că e important să luăm asta în serios. Nu a căzut din cer, ci a fost ales să reprezinte partidul. În același timp, cred că e important și aici poate iarăși vin cu o anumită perspectivă de afară, că orice partid este suma membrilor săi, suma funcționarilor săi și Dan Barna este președintele partidului și eu cred că face o treabă bună, dar nu este egal cu USR sau cu Alianța USR Plus. USR sunt și eu, Alianța USR Plus e și Stelian Ion din Constanța sau Alen Coliban din Brașov sau Coset Chichirău din Iași. Deci noi toți suntem USR Plus și nu ne face bine să ne concentrăm întotdeauna pe un singur om și să personalizăm toate problemele țării, pentru că de fapt sunt niște probleme structurale și nu întotdeauna personale. Simțiți pe undeva o nemulțumire a electoratului tânăr, urban, față de USR? Cred că m-ar îngrijora dacă nu aș simți această nemulțumire, pentru că orice nemulțumire este un semn de ambiție și e foarte, foarte bine că generația mea, dacă pot să mă includ și eu în acest electorat tânăr, mă bucur foarte mult că suntem o generație cu ambiții, suntem o generație care are pretenții și care are principii. Și e foarte, foarte bine că s-a născut acest proiect politic USR Plus și că așteptările nu scad. Și ca și orice proiect politic nou, există valuri, e un partid, o alianță foarte dinamică, dar cred că încrederea principală, că asta este o șansă istorică pentru noi, pentru prima dată avem un proiect de politic așa de matur, la un nivel unde chiar putem să aducem o schimbare profundă, încă o dată, nu superficial, nu o altă față, ci alte reguli. Cred că foarte mulți înțeleg, dincolo de toate dezamăgirile zilnice, înțeleg că asta este o șansă istorică pe care trebuie să o folosim. Domnule Dominic Samuel Fritz, vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi la Libertatea. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Interviul cu candidatul USR Plus la primăria Timișoara îl găsiți pe site-ul nostru libertatea.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!